Gata, putem să începem? Sigur. Maria și Corina, îmi povesteai multe lucruri interesante în mașină despre experiențele tale deosebite. Cred că mai ai ceva de povestit, nu? Da. Lucruri noi. Am o experiență foarte, foarte interesantă din care s-a putut vedea foarte clar cum suntem noi oamenii și cum avem așteptări și cum ne sunt dejucate așteptările astea de către Univers. Iar noi, dacă sunt foarte ancorați și blocați în acele așteptări, s-ar putea să pierdem ceea ce vrea, de fapt, Divinul să ne spună în acea experiență. Și întâmplarea este așa. Auzisem de un preot care era, avea clar viziune de la niște prietene și m-am pus și eu la drum, n-am luat o prietenă cu mine și m-am dus la acel preot. De ce m-am dus? M-am dus că am auzit că el vedea în tine ceea ce nu faci tu bine sau ceea ce ar fi trebuit să faci în viața ta și n-ai făcut. El vedea lucrul ăla și îți dădea ca un fel de canon. De exemplu, îți dădea 40 de zile să zici nu știu ce rugăciune sau du-te și sfințește-ți casa sau botează scop, nu știu ce dădea la fiecare aia. Așa. Și m-am dus cu prietena mea și mă gândeam cu o zi înainte ce o să întreb eu pe preot, ce întrebare să-i pun eu acelui preot. Ei bine, na, acum vin la o situație comună așa care pe noi femeile și mai ales pe femeile singure, așa, tot timpul ne întrebăm și vrem să știm dacă suntem cu sufletul pereche împreună sau dacă îl vom cunoaște în viața asta. Și deși aveam un partener, aveam un bărbat care era alături de mine, el nu corespundea pretențiilor mele. Și atunci zic că îl întreb pe părinte, îl întreb să-mi spună dacă eu în viața asta o să-mi cunosc sufletul perechi. Dar imediat mi-am dat seama că e o mare prostie și e o întrebare prostească, pentru că sufletul perechi eu cred că e ăla care e lângă tine. Pentru că ăla este, a venit să te învețe niște lecții și ăla este. Și noi îl căutăm pe ăla care să nu știu ce o să-ți acorde, nu știu cât atenție și noi zicem că ăla e sufletul pereche. Dar tocmai, sufletul pereche e bărbatul potrivit care să-ți scoată în față tot ce ai tu de vindecat la tine ca femeie, în raport de el, ca bărbat. Corect. Și mi-a dat seama că e o prostie să întreb și mi se face, eu tot taină să întreb eu sufletul pereche dacă îl cunosc, că o să-l cunosc în viața asta. Bun, și după aceea m-am gândit eu să-l întreb, părinte, pentru că eu lucram foarte mult și eram dispusă și lucram spiritual, să zic așa, la purificarea ființei mele. Și ceream lucrul ăsta, îmi spuneam intenția în univers, că vreau să mă purific, să evoluez, să ascensionez. Și atunci m-am gândit să-l întreb pe părinte, ce trebuie să fac eu ca să mă purific. Și așa am făcut. Și am ajuns la părinte, a intrat întâi colega mea, prietena mea. Într-adevăr, părintele este de adevărat la cu clar vedere. Și după aia am ajuns în fața dânsului. Mi-a luat mâinile dânsului și mi-a zis că mâinile astea sunt muncite. Eu fac masaj, nu știu dacă te Corina, știi? Da. Așa. Și m-a întrebat că până când ai să te împarți, până când ai să împarți. Eu atunci câștigam ce-i drept, dar toți banii dăruiam. Găseam cui să-i dau, copiilor, fraților, părinților. Și el a văzut lucrul ăsta și a zis că va fi nevoie, părinte. Și la întrebarea mea, părinte, ce pot eu să fac ca să mă purific, mi-a zis așa. Desăvârșirea dumitale va fi la mormântul sfânt. Ah, la mormântul sfânt. Da, e bine. Momentul în care a spus lucrul ăsta, m-am dus spre el, pentru că eu a doua zi urma să mă duc să dau un acont și aveam un program, pe o lună, ceva genul ăsta, aveam un program să ajung la Ierusalim. Deci el a văzut. Și
Și i-am zis, de unde știți? Și zice, păi am văzut că ți-ai propus lucrul ăsta. Ok, nu mi-a dat nimic de făcut. Am plecat de acolo și de asta spuneam și mai devreme, mă feresc să primesc aprecieri din față, pentru că astea ne fac cumva să devenim mai îngânfați, mai încrezuți, știi? Da. Și așa cumva s-a întâmplat și cu mine. Am zis, wow, și am fost foarte bucuroasă că mie nu mi-a dat nicio penitență de făcut, nicio rugăciune și am zis, oh, sunt așa și zic că mă duc acum la Mormântul Sfânt și să vezi acum mă gândeam. Apropo de așteptări, că asta vreau să arăt. Și scuze, cumva îți spusesc așteptarea că gata, acum mă duc la Mormântul Sfânt și o să am parte de desăvârșirea mult căutată. Asta era așteptarea. El așa a spus, desăvârșirea dumitale va fi la Mormântul Sfânt. Deci cu... În rest m-a lăsat pe mine să gândesc ce vreau. Da. Și eu, bineînțeles, și am gândit în felul următor. Și ca mine, cred că cu mulți alții, dar a fost cu totul altfel. Și am zis, vreau să precizez, nu cumva să se înțeleagă că acum aș fi desăvârșită. Am fost la Mormântul Sfânt, dar nu sunt desăvârșită. Doar răspund cum a spus părintele. Și am început să-mi fac, să am așteptări. Și credeam că, să vezi acum, că o să îmi zâmbească Maica Domnului, ia să vezi că o să-mi apară o lumină, ia să vezi că o să mă ridic de jos, ia să vezi că nu știu ce, o să-mi facă vreo icoană, nu știu ce, un semn, nu știu ce. Și m-am dus foarte, am plecat foarte încântată și optimistă așa. Bun, ia să vedeți acum ce am primit. Nici pomeneală, nu mi-a făcut nicio lumină și nicio... Nu s-a mișcat, nu mi-a zâmbit, nu mi-a făcut cu ochii, niciun spun, nimic. Bun, și am ajuns noi acolo. Acum vă spun care de fapt era lecția pe care trebuia să o învăț pentru desăvârșirea mea. Prima masă care am luat-o, nu mai știu în ce localitate, nu ne cunoșteam, autocarul, nu știu, 80-90 de persoane, am intrat în sala aia de mese, m-am dus, am văzut și un loc liber, m-am așezat acolo, era o masă ovală, gen 10-12 persoane și așa, în diagonală, deci în acea excursie au mers doi preoți și un călugăr de la Dervent. Și așa, în diagonală, deci peste masă, vă dați seama, masa destul de mare, era călugărul acela. Ne-am așezat la masă și el nu mă slăbea așa din priviri și la un moment dat începe să mă întrebe. Parcă vă cunosc, parcă sunteți cadru didactic, sunteți aia? Îmi zic, nu sunt nici aia, nici aia, nici aia. N-am avut ce face și am spus că, păi, probabil că dintr-o viață anterioară. Dânsul nu era de acord cu viețile anterioare și m-a luat la o teorie de nu știu ce și... că nu există viața anterioară, ok, am lăsat-o moale, știind dânsul mai multe, așa fiind o față bisericească. Și s-a încheiat discuția, și i-am spus, sunt kinetoterapeut și el atunci a zis, păi de asta, uite, am probleme cu spatele, nu știu ce, și mi-a spus, mi-a făcut mâna așa ca să aud, numai eu cumva, aveam cancer la coloana vertebrală, osos. Și că de asta a tras spre mine, cumva că se dau eu niște exerciții, ce să mai fac în faza aia, ce gimnastică să mai facă, recuperare. Așa, mă rog. Se începe discuția în dreapta, în stânga, cu ăla din dreapta, că de-abia ne cunoșteam. Și după, nu știu, 10 minute, un sfert de oră, părin călugărul s-a luat și el în dreapta, în stânga. Și după o perioadă se ia iarăși de mine. Și îmi pune o întrebare care nu avea niciun sens, nicio cu contextul așa. Și m-a întrebat, ia să-mi spui tu, Maria, de când n-ai mai deschis ușa nașilor tăi de cununie? Hmm? Și am zis, ce știe omul ăsta? După divorț, nașii mei de cununie și nu numai, și o cumătră de-a mea, deci soțul meu a păstrat legăturile apropiate cu nașii de cununie și cu
metri și cumva ei s-au, cel puțin așa am simțit eu, că ei au ceva, au avut ceva la adresa mea. Și eu atunci m-am supărat la vremea aia și am zis ok, i-am lăsat în pace. Dar lăsatul ăsta în pace și nu e același lucru cu a ierta. Pentru ceea ce au vorbit urât rău de tine. Mm-hmm. Deci nu e același lucru. Eu am zis, mergeți-mi așa. Dar am plecat cu o oarecare vis-a-vis de ei. Deci, în 2007 eu am divorțat. Asta era la o distanță de vreo 10 ani, încât eu am rupt orice legătură cu nașii de cununie. Și nu le-am mai dat nici bună ziua, nici sărbători, mm-hmm. nici ce faceți, nici la mulți ani, nici nimic. Și eu m-am bâlbuit, că nu mai știam, m-a prins. Și am zis, păi, că să vedeți, că nu știu ce, nu știu ce am îngăimat, dar nici n-a așteptat răspunsul, pentru că era doar ideea să-mi arunce la fileu prima lecție, iarăși de iertare, pentru desăvârșirea mea, nu? Deci asta a fost una, iertarea nașilor de cununie. Seara ne-am dus la camere. Erau trei doamne din Moinești. Două s-au dus într-o cameră, iar cea de-a treia s-a cuplat cu mine din Moinești. Și ne-am întâlnit la masă. Normal că eu cu colega de cameră ne-am alăturat la masă de patru persoane cu celelalte două doamne din Moinești. Deci vreau să vă zic, una din doamnele celelalte două era, credeți-mă, bucățică tăiată cu mătra mea. Semăna fizic. Și cum vorbea, și cum accentua, și am rămas. Nu știam cum să fug de ea, că mi-era antipatică exact cum îmi rămăsese cu mătra mea. Păi de unde? Că doamna aceasta nu mă slăbea deloc. Hai să scoți o poză. Deci ea mă îndrăgea, eu nu știam cum să fug de ea. Zic, vai de mine, nu scap de cum a dat nici aici după ce a vorbit atât de urât despre mine. Eu încă nu mă prindeam. Da. Mai înțeles, era venită, apăruse femeia asta exact pe aceeași de iertare. Deci pentru desăvârșirea mm-hmm. mea, eu aveam nevoie de a ierta aceste persoane din trecutul meu. Da. Deci astea erau persoane de cu 10 ani în urmă, din care eu nu le mai dădusem niciun semn de viață, niciun bună ziua, absolut nimic. Deci așa a trebuit să o suport pe acea doamnă care mi era cu mătrăcică. M-a ținut să scot poze, eu nu știam cum să fug de ea, dar a trebuit să iau masa cu ea tot timpul. Și ea m-a apreciat cum a dat aceasta nouă. Și eu dădeam să fug și nu știu ce și mă rog. Deci asta a fost al doilea element. Al treilea element a fost când plecam de la, am vizitat o biserică și la plecare de acolo era o alee lungă până ajungeai la biserică și la plecare și de o parte și de alta acele alei erau scene, tablouri din Biblie. Pe acea alee vreau să vă spun că circula foarte multă lume, că nu era numai autocarul nostru, erau mai multe autocare. Mm-hmm. Și eu mergeam, mă întorceam spre autocar. O doamnă se uita la unul din tablouri. Eu nici nu știu dacă doamna era din autocarul nostru sau din alte grupuri, nu știu. Când am ajuns în dreptul ei, din câtă lume trecea. Când eu am ajuns în dreptul ei, ea se întoarce și îmi spune mie. Zice, uite, aici este un tablou în care arată ce pățesc femeile care fac avorturi. Și eu zic, uite frate, dar cum s-a întors asta la mine? Eu sunt una din atâtea și atâtea femei care am făcut lucrul acesta. Și după am rămas pe gânduri și am zis, uite, cum m-a nimerit. Bun. A mai fost un lucru foarte frumos de data asta, că când am intrat în prima dată în cameră,
Am găsit sub pernă o iconiță cu Iisus Hristos. Colega mea nu avea și am întrebat și pe alte persoane, alte femei. Nimeni nu mai avea nicio iconiță cu nici din fel, cu nimic, cu nimic, cu nimic, decât la mine era iconița aceea. Și am vizitat mormântul sfânt, nu s-a mișcat încă, nu mă prindeam de sensul acestor întâmplări. Nu s-a mișcat, n-a apărut nimic, absolut nimic deosebit. Am ajuns acasă și am stat și m-am gândit ce-o fi vrut să zică acel preot. Și am zis, uite. Și mi-am dat seama și le-am luat și am derulat filmul și am zis, uite.